După ce a fost numit lingău de către reprezentanții sindicatului Mine Energie Oltenia, Manu Tomescu îi lansează o provocare lui Jean Popescu de la SMEO. Acesta vrea ca fiecare lider de sindicat să arate care sunt facilitățile pe care reprezentanții salariaților le-au avut din partea conducerii. Pentru ca salariații din SEE Rovinarii și din CE Oltenia să vadă care dintre noi doi este lingău, îl rog pe domnul Jean Popescu să le arătăm public doar doi dintre fluturașii de salarii, respectiv fluturașul din ianuarie 2014 și ultimul, cel din septembrie 2017. Să vadă și colegii noștri care dintre noi doi a avut de câștigat de pe urma funcțiilor sindicale în acești ani de criză, când majoritatea salariaților au pierdut din venituri și să se convingă astfel care dintre noi doi este lingău sau lătrău, a scris Tomescu pe pagina sa de Facebook. Certurile în mediul online între liderii de sindicat din cadrul complexului energetic Oltenia sunt din ce în ce mai dese. Sindicaliștii folosesc un limbaj tot mai urât pe paginile de socializare. Spre exemplu, reprezentantul angajaților din cadrul entității energetice, Doru Crăete, își face colegii de la altă formațiune politică trompete stricate și viermi.